Ce părere aveți despre această activitate dedicată lui Mihai Eminescu? Eu cred că este ceva normal, mai ales la Botoșani. Important este că au venit mulți copii, important este că părinții i-au însoțit și cred că acest fapt ne demonstrează interesul familiei pentru comunicarea cu școala, care este normală pentru dezvoltarea copiilor. Ce reprezintă pentru dumneavoastră ziua de 15 ianuarie? Poate că e un exemplu care trebuie să-l vedem și în zilele noastre, și anume Eminescu a fost unul dintre geniile care sau căruia trebuia să-i se dea pe timpul vieții mai mare atenție. Noi așa facem întotdeauna cu cei de lângă noi. Ne gândim la geniul dintr-un om atunci când nu mai este și începem să facem tot felul de comemorări. Asta e ceva specific românesc. Eminescu pentru mine este ca și pentru dumneavoastră un simbol național. Dumneavoastră știți poezia lui Ceafărul? Eu nu pot să recit, nu am darul ăsta și nici talentul ăsta. Pasiunea mea este muzica. Dar am găsit prelucrări frumoase, aranjamente corale frumoase, pe care le-am abordat pe parcursul activității mele de profesor de muzică. Numele dumneavoastră este? Sunt Laurențiu Palade, profesor la Liceul Pedagogic, la Liceul de Artă, colaborator cu Școala 11 și cu alte instituții de cultură din Botoșani. Mulțumim! Vă mulțumesc, vă doresc numai bine și nu uitați, Eminescul ne-a arătat că trăim în niște locuri minunate. Dacă citim această poezie, o să vedem poate altfel și natura și dragostea și pe cei din jurul nostru. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc!